Ei bine, este 1 iunie, gata, am schimbat sezonul, vremea nu ne contrazice în această privință, temperaturile sunt chiar de vară, însă și furtunile vor fi tot de vară. Mai multe ne spune Evi Popa chiar acum. Bună dimineața, Evi! Bună dimineața! Am vești bune pentru cei care vor avea parte de un weekend prelungit. Meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în aproape toată țara în zilele care urmează. E drept, astăzi în zona Munteniei vom avea parte de averse, spun meteorologii, dar doar în a doua parte a zilei și vântul va avea câteva intensificări. În general însă, vremea va fi caldă, vorbim de o temperatură maximă de până la 30 de grade în această regiune. Vreme caldă astăzi și în zona Olteniei, aici, Mercurul în termometre va ajunge chiar până la 31 de grade Celsius, mai exact în drobeta Turnul Severin, 30 de grade se vor înregistra la amiază în Târgu Jiu, este bine și în Slatina o maximă de 28 de grade Celsius, dar tot așa după amiază, spun meteorologii, și aici vor porni aversele. De câteva ploi este posibil să aibă parte astăzi și cei din zona sudică și estică a Banatului. Lui, dar acestea vor apărea tot în a doua parte a zilei. Din punct de vedere termic însă este chiar foarte bine, o maximă de 30 de grade în Timișoara. Vreme caldă și în zona Crișanei. Astăzi meteorologii anunță temperaturi de până la 29 de grade Celsius în Arad, 28 de grade vor fi la amiază în Oradea. Aici cerul va fi însă mai mult noros de un cer variabil. Au parte astăzi și cei din zona Maramureșului. Și aici temperaturile sunt destul de ridicate, maxime de până la 27 de grade Celsius. În zona Transilvaniei, ziua începe promițător, dar mai ales în sudul regiunii se cam strică vremea pe parcursul zilei. În a doua parte a zilei, meteorologii anunță averse, intensificări ale vântului, dar posibil și descărcări electrice. Din punct de vedere termic, cel mai bine va fi astăzi în Alba Iulia, 29 de grade anunță meteorologii, temperaturi plăcute însă și pe partea de est a Transilvaniei, o maximă de 23 de grade în Miercurea Ciuc. De o vreme predominant frumoasă o parte astăzi doar cei din partea de nord a Moldovei, pentru că în sud, la fel, meteorologii anunță averse, intensificări ale vântului, dar posibil și descărcări electrice, tot așa în a doua parte a zilei și spre seară. Din punct de vedere termic, este și aici destul de bine, maxime de până la 28 de grade Celsius. Vreme caldă și în zona Dobrogei astăzi. Meteorologii anunță valori chiar de până la 28 de grade Celsius, dar și aici, în a doua parte a zilei, vor fi furtuni. Vorbim chiar și de vânt care poate avea aspect de vijelie, dar și de descărcări electrice. De averse nu vom scăpa astăzi nici noi în capitală, dar acestea vor apărea mai mult spre seară, spun meteorologii. Până atunci, temperatura este cât se poate de plăcută, o maximă de până la 29 de grade Celsius. Și mâine și poi mâine, vremea se menține destul de caldă. Vorbim de temperaturi de 28 de grade Celsius, dar la fel, în a doua parte a zilelor vor fi condiții de precipitații, ba chiar și de intensificări ale vântului. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă!